Cărțile ne informează despre oameni și ne dau sănătate intelectuală în același timp. Multe dintre ele le putem descoperi la Biblioteca Municipală Petru Maior, unde fondul de cărți este vast, peste 100.000 de volume din toate domeniile. Totuși, cu toate aceste argumente, cititori nu sunt atât de mulți ca pe vremuri. În fiecare zi așteptăm clienții, avem un grup de cititori care ne vizitează zilnic. Noi așa am observat că se simt bine, noi așteptăm cu plăcere. Noi am așteptat și copiii nu numai să se uite pe internet, să vie la noi, să răsfoiască cărțile. Cei care rămân fani ai cărților își ocupă timpul cu diferite opere literare sau cu presa zilnică, care se găsește la sala de lectură. Dar și oamenii care mai sunt interesați au o vârstă venerabilă. Din nefericire, tinerii nu mai găsesc carte interesantă. Nu vin la fel de mulți, probabil au descoperit internetul, deși ne-ar face o mare plăcere să ne onoreze cu prezența. La secția copii vin totuși mai mulți, deoarece au lectură obligatorii, profesorii, cadrele didactice îi îndeamnă. Veniți des la sala de lectură? Aproape în fiecare zi. De ce? Ce faceți la sala de lectură în fiecare zi? În fiecare zi urmărim evenimentele din țară, din ziarele care apar zilnic. De cât timp faceți asta? De mai mulți ani. Din 2005 sunt mai des aici. Și în fiecare zi din 2006 mă interesează că sunt obișnuită cu litere, să citesc mai bine decât televizorul care îmi strică vederea. Îmi place aici că mă pot în direcțiile mele să mă documentez. Politica dă mai mult artă. Nu uitați cartea, cuvintele care pot da sens unei vieți sau care pot să vă îmbogățească mintea. Cuvintele nu sunt doar o atingere de peniță pe o coală de hârtie, sunt gânduri, sentimente și, de ce nu, frumusețea imaginației și a vieților autorilor care au lăsat o parte din ei în cărțile pe care le putem găsi în rafturile bibliotecii.